Salut, omul iubitor de frumos, sunt Alina Militaru aici și bine ne auzim cu un prim articol pe aleg-se-desenez.com în noul an 2019. Cine e pregătit să mâzgălească? Am ales de data asta ceva relaxat, o invitație la o cafea sau un ceai, depinde de preferințele fiecăruia. Și am vrut să mă joc puțin cu texturile. Am căutat o imagine care să mă ajute puțin cu partea de mâini pentru mâinile și pentru mâini și pentru eventual textura de plover pe care vreau să o fac în, în ilustrația mea, ce aveam eu în minte. Și am găsit imaginea aceasta pe care o vezi în filmuleț. Și am început cu partea de un creion, bineînțeles. Am mâzgălit ceva, așa cum am adus, aveam eu imagine în minte. Și am vrut să ilustrez puțin și partea de abur, care să dea impresia că este într-o zonă, într-o zonă rece, se bea un ceai cald sau ceva de genul. Și să mă joc puțin cu partea aceasta. După cum o să vezi mai târziu, am ales ca instrumente tușul și acuarela, acuarelele. Dar mare parte din filmuleț o să mă vezi mâzgălind în tuș. Tot încerc de ceva timp să-mi schimb modul de lucru. Să obțin rezultate diferite, nu știu, efecte diferite în ilustrațiile pe care le fac. Și probabil la un moment dat, în perioada următoare, să mă vezi lucrând și în acrilice, schimbând mediul sau, nu știu, o combinație mai ciudată. Aș vrea să încerc altceva decât acuarele. Nu de alta, dar să ies puțin din zona mea de confort, care m-a dus până aici, dar nu o să mă duc mai departe cu mine vorba. De asta și combinația asta, m-am bazat mai mult pe tuș, am niște linere superbe pe care le-am luat acum ceva timp. E vorba de niște linere de la Manga Khan, am impresia că se numesc. Nu, Manga Khan sunt linere, am impresia să mă uit. Da. De la Zig Cartoonist. Am un set de marcare, de linere cu un vârf de 0,1 mm. Ceva de genul. Foarte, foarte fine. Un vârf foarte, foarte fin. Se poate lucra pe dimensiuni mici și se pot lucra, pot pune foarte multe detalii superbe. La un moment dat o să-mi fac rezervă pentru... o să am nevoie de rezervă pentru linerele acestea. Încă nu sunt sigură cât am rămas din ele. Și m-am jucat puțin, cum spuneam, m-am jucat cu texturile în ilustrația aceasta. Cu texturi, cu ideea de abur, dar nu atât de realist. Mi-am mai făcut la un moment dat o pagină de bandă desenată în genul acesta. Lucrând foarte mult cu tușul și punând accentul pe tuș și nu pe acuarele. O să mă vezi punând și umbrele cu tuș în negru, lăsând pe seama tușului și nu acuarelei toată partea asta de umbre și lumină. E foarte, foarte interesant. Chiar mi-a dor de să lucrez cu tușul. Dacă ai văzut imaginea de la început, ideea e când te-a pus să pui și umbre, să fii cât de cât conștient de unde vine lumina în ilustrația ta, astfel încât personajul tău să fie unitar, să aibă sens pentru privitor. În ilustrația aceasta, lumina vine de undeva din dreapta sus
Și am avut grijă să pun umbrele unde trebuie, pe partea stângă, în mare parte. Așa. Da, mai am... nu știu exact ce... Cum se nume, nu mai știu exact cum se numește chestia asta. Cu rezervori, un fel de water brush, dar cu tuș. Și vârf tip pensul. E foarte interesant, dar nu poți să poate pune foarte, foarte multe detalii cu ea. Se poate obține linii, linii modulate, foarte frumoase. M-am ceva de mâzgări cu ea până să prind eu tot controlul cu instrumentul acesta. Dar sunt anumite zone în care chiar mi-a fost de folos. Mai ales în zonele în care trebuie să le acopăr destul de repede. Cu o pată plată de tuș. Să nu se vadă linia acelea de la liner. Am șters partea cu creionul, bineînțeles, și ne-am apucat de textura plovărului. Asta, pe asta am vrut eu să mă axez în ilustrația aceasta pe texturi, în mare parte. Iar tușul este superb când e vorba de texturi. M-am de învățat și m-am de experimentat. O să-ți arăt și ceva mai de aproape, să vezi cum am reușit eu să fac textura de plover. Am o imagine mai... m-a ajutat foarte mult și imaginea, fiindcă textura, hașura pe care o folosesc, nu cine știe ce. Sunt niște linii paralele, verticale, în două direcții. Numai că trebuie să urmărești direcția pe care o ia pe plover. Ca să ajut, ca să dai mai multă dimensiune obiectului tău. Trebuie să urmărești liniile plovărului. După ce m-am jucat eu puțin cu textura, mă joc puțin și cu umbrele. Revin cu încă un strat de hașură, astfel încât să accentuez părțile unde vin umbrele. De data asta urmărez o singură direcție, nu mai urmăresc. Deci poți să urmărești și aceeași textură de plover, dar poți să ții la fel de bine și să urmărești o singură direcție, dacă ți e mai ușor. Nu e nevoie să vadă foarte multe detalii peste tot. Când e vorba de... ții minte... Nu știu dacă mai ții minte, la un moment dat vorbeam de centru de interes. Ca să creezi un centru de interes, ai nevoie și de anumite zone de pauză. Anumite zone în care pui detalii și acelea să iasă în evidență și anumite zone de pauză în care să permită ochiului să se concentreze pe ceea ce vrei tu să atragi atenția. Și să nu umble aleatoriu pe imagine. A durat ceva timp să fac toate minunățile acestea pe tot plovărul, dar surprinzător a fost destul de relaxant. Mi-am rezervat o seară în care toată lumea era liniștită și nu mai era nici telefoane și nici oameni în jur care să înceară atenția, să zic așa. Și m-am apucat să fac ilustrația aceasta. Și am reușit să intru în starea aceea de relaxantă, în care nu mai percep trecerea timpului. Mi era chiar dor de această stare. În ultimul timp mă tot simt distrasă de tot ce se întâmplă pe internet. Și mi-e destul de greu să mai pun pauză și să mă relaxez și să
lucrez constant o perioadă, o anumită perioadă de timp pe un anumit desen sau în orice activitate aș face. Așa că ilustrația asta mi-a prins foarte, foarte bine. Am avut o perioadă de timp în care am putut să mă concentrez pe ea și să mă relaxez lucrând sau ceva de genul. Sunt și genul ăsta de perioade. Îmi plac texturile. Deci nu știu de ce n-am mai făcut până acum. Nu mă mai concentrat până acum atât de mult. Îmi plac foarte mult texturile. M-am mâzgălit și la căciulă, dar din păcate n-am filmat cum trebuie și a trebuit să tai bucățica aceea. Am trecut deci la partea de culoare. N-a trebuit să mă mâzgălesc foarte mult, cum spuneam, având în vedere că am pus accentul pe tuș. Culoarea a fost minimalist sau ceva de genul, adică n-a mai trebuit să umblu cu foarte multe umbre, să mai mă gândesc la detalii. Deja era, textura era suficientă pentru a da interes ilustrației. Bun. Din nou, fii atent în ce direcție, cum spuneam, te uiți la direcția de unde vine lumina, astfel încât să dai seama că mâinile, spre exemplu, au niște umbre undeva în partea stângă. Te ajută foarte mult, la fel și la căciulă. Lumina vine din partea dreaptă, umbrele sunt pe partea stângă. Pentru fundal am vrut ceva foarte, foarte simplu. Am pus un albastru deschis, o culoare plată, dacă mai țin minte cum se... am făcut la un moment dat un articol despre cum pui pată plată cu acuarele. Am vrut o pată plată astfel încât să iasă în evidența aburul. Și acela să fie centru interes cumva în zona aceasta de fundal. Am înclinat puțin foaia tocmai pentru a permite culorii să curgă și să nu înflorească, cum face de obicei acuarelele, să rămână pata plată. Ai grijă pentru genul ăsta de fundal, ai grijă să prepari de suficient de multă culoare pe paletă. Eu am rămas cumva fără culoare pe partea dreaptă. Am reușit și drept să fac o nuanță destul de apropiată de cealaltă. Nu cred că se observă mare parte, dar ajută dacă ai o culoare suficientă pe paletă înainte să te apuci de lucru. Mai ales când e vorba de culori plate. Și mai ales când e vorba de degradeuri. Din nou. Să ai culorile deja pregătite pe paletă înainte să te apuci de lucru. Pentru a scoate în evidență ilustrația, am mai lucrat în final puțin la umbre și am trecut la pielea personajului, la personajul în sine. Am vrut să dau puțină să dau o culoare mai caldă pe partea dreaptă. Și am umblat cu umbre ceva mai reci. Te poți juca cu ceva, puțin roșu pe la închieturi, pe nas și obraj, ca să te ai impresia că personajul respectiv este undeva într-o zonă rece. Ok, am ajuns și la final, se pare. Și pe final vreau să-mi spui, să lasă un comentariu sub articol și să-mi spui cu ce ai început tu anul 2019, ce ai mâzgălit pentru început de an și ce planuri ai pentru următoarea perioadă.
în legătură cu coarta, cu desenul, cu mâzgăliturile tale. Cam atât. Pa!